Ok, să ne spuneți ce părere aveți despre acest monument dedicat foștilor deținuți politici. Iată aici, în piața Corneliu Copos, în fața primăriei. Era necesară o astfel de investiție? Da, într-adevăr, este necesară investiție și este necesară o amintire pentru cei care s-au luptat pentru anumite drepturi. Și pentru ei, dar și pentru noi care trăim în zilele noastre. E bună locația aici sau trebuia în altă parte? Locația e bine să fie în fața administrației locale. De ce? Toată lumea care trece cu problemele administrative aduc aminte că se ocupau și ei, veteranii și toți cei care au fost înaintea noastră, de administrația orașului. Și e necesar să fie în fața administrației. Deci vedeți de bun augur această investiție? Consider că este bun augur și așteptăm să fie făcut. Ok, să ne spuneți ce părere aveți despre acest monument care urmează să fie ridicat în memoria foștilor deținuți politici. Era necesară o astfel de investiție? Necesar nu prea era nevoie. Necesar. Să putea face altceva mai bun în locul ăla. Uh-huh. Ce să faci? Asta e situația. Uh-huh. Trebuie să și memorăm victimele și... Dar victime nu prea au fost. Uh-huh. Fără vină. De ce spuneți asta? Victimele fără vină nu au fost. Fiecare a avut o vină. Deci era necesară o astfel de investiție în Mediaș? Era necesar un astfel de monument în Mediaș? Necesar... Nu prea era necesar. Nu prea era necesar. Putea să facă altceva. La o grădiniță, la o școală, sau de unde să mai învețe și copiii. Ca și locație, e ok aici, în piața Corneliu Copos, în fața primăriei, sau putea fi în altă parte ridicat acest monument? Putea să fie oriunde, nu e chiar atât. O investiție de aproximativ 700... Aici prea puțin să circă și prea puțin să opresc să vadă ce este iar. O investiție de 17.000 de euro cu aproximație, adică realizarea plus materialele? Asta nu mă mai... Banii public fac ce vor cu ei. Păi da, dar sunteți cetățean care plătiți taxe impozite. Asta am plătit întotdeauna. Ok, să ne spuneți ce părere aveți despre acest monument care va fi ridicat... Eu zic că e binevenit în memoria celor care s-au sacrificat și probabil mai sunt câțiva care mai trăiesc la o vârstă destul de înaintată. E bună locația aici în piața Corneliu Coposu? Da, foarte bună. Eu zic că e chiar bună. E aici când trec oameni și vin și aici când se fac, organizează câte ceva. E aici în... Deci considerați de bun augur această investiție. Da. Uh-huh. Da. Iar de preț, undeva la 17.000 de euro? Nu, prea puțin pentru oamenii ăștia care s-au sacrificat. 17.000 sau câte euro. Dumneavoastră ați prins acea perioadă. Ce vă mai amintiți? Păi am prins-o, dar cu tot. Eu am născut în 45, dar eram copil, da? Care am făcut un pic de școală, mai ține minte ce s-a întâmplat. Ok, ce părere aveți despre această investiție, despre un monument dedicat foștilor deținuți politici? Foarte bine că s-a gândit primăria să facă așa ceva, pentru că, de adevăr, deținuții politici care au suferit atâta merită un asemenea monument în Mediaș. Deci considerați că era necesară o astfel de investiție? Felicitări pentru domnul primar. Ca și locație? Care s-au gândit și locația este foarte bună chiar în piața Coposul aici. Ne bucurăm pentru lucrul ăsta. Deci considerați de bun augur această investiție? Foarte bine. Felicitări, domnul primar, pentru această idee de a se ridica acest moment în cinste.